Alo. Alo. Da, vă ascult. Șeremet. Da. Păi nu-ți pare că ești prea deștept? În ce sens deștept? Cu ce vorbești? Cu cine vorbești, Natale? Dumneavoastră v-ați prezentat ca Liliana Palihovici, corect sau nu? Când am sunat? Când? Deci anterior am sunat. Eu am registrat toate convorbirile, doamnă. Nu dați prea multe întrebări. Și nu dați prea multe întrebări? Auzi, eu vorbesc ca mușe cu macu și astea răjeți acolo unde întrebiești în ea. Și nouă tot. Bine, și dumneavoastră și așa mai departe. Eu v-am înțeles. Ești deștept? Nu cât deștept. Nu cât deștept, doamnă. Ești? Tu spre sus ai, înțelegi ori nu? Am mușe azi vorbesc cu fiica mea la ProTV și azi îți vie în vizită la băl. Dacă ești așa deștept. Nici o problemă. Am mușe azi de macu, macu mușe vine la mine. Bine. Să vedem cu cine stai de vorbă. Bine, doamnă, eu v-am înțeles, am fixat tot normal. Eu am verificat. Dar poți fixezi de două ori fixă și deștept și la locul tău unișez. Eu sunt la locul meu și foarte bine știu ce fac. Și acolo să nu cad cum plece mai tare. Acum și azi vorbesc cu fica. Eu să-ți dau cu ea, Liliana, cu cine vorbești? Și cu tine, unde te trezești? Doamnă, eu în primul rând telefonul dumneavoastră nu-l cunosc. Într-a doilea rând eu am verificat dacă s-a sunat într-adevăr. Cine a făcut? Cine a vorbit cu tine dimineață? Deci, de la telefonul respectiv s-a prezentat ca Liliana Palihovici, doamnă. Ascultă-mi, telefonul meu a fost în birou de dimineață la orele 8 până la orele 11. Păi, cine l-a luat? Îmi spune mie cine. Doamnă, nu vă supărați. Dumneavoastră sunteți Liliana Palihovici? Ascultați-mi, eu de dimineață și pasară Zviorelea. Mă numesc. Păi asta și e întrebarea, doamnă, păi, nu vă supărați. Păi numărul? De la, nu... de la telefon... Nu, nu... Termin, ești liniștie, știu? Haideți... Eu totdeauna cu macu am ușa să vorbesc, să văd ce faci tu la bălțelă, ești așa deștept, sunt telefonul meu și bine, Viorelia, de unde sunteți dumneavoastră, Viorelia? Din care organ? Nu-ți pare nimica? Doamne, nu, în primul rând v-ați prezentat ca Liliana Palihovici. Cine a sunat? Eu, tu ai auzit glasul meu, eu vorbesc acum, mă suni și mă iei într-o serie pe mine? Nu, cine deci eu am telefoanele de intrare la apel. Eu am toate telefoanele. Nu m-a speriat. S-a prezentat că Liliana Palihovici. Pentru mine asta tot e întrebare. Nu telefon, aș rugat pe ceva. Păi... Nu te-a amenințat, nu te-a scârbit, nu te-a făcut nimic, nu? De ce trebuie în primul rând să mă roage una, a doua, altă persoană decât cea s-a prezentată? Asta e a doua întrebare. Păi poate cineva din sediu vorbi, nu știu. Păi dar pe asta nu-i glumă, doamnă. Că sună din parlament, corect sau nu? Păi dar cum înseamnă, dar cum fetele poate să prezinte că Liliana Palihovici sau cum? Nu știu. Dar la telefonul ăsta e intrare. Aici sunt 362 de femei. Doamnă, telefonul respectiv mobil este cu număr de intrare fixul respectiv. Eu am înregistrările. Păi, telefon de serviciu la fete, pe cineva o ruga ceva, nu? Eu am întrebat fete, voi ați amenințat ceva la macu? Ți-a spus ceva, tu zici ceva, Matale? Bine, dumneavoastră sunteți Viorelia, care Viorelia? Ca să eu Viorelia mă numesc. Mai da, cum? Viorelia... principal. Ce importanță are? Sunt specialist principal. Ce importanță are? Din parlament? Din parlament. Și care e problema? Nici o problemă, eu verific dacă într-adevăr este. Doamnă. Eu nu știu, 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 pentru asta, cu fetele mele, să mă ții minte și poștă electronic. Doamnă. Eu nu mă tem de nimeni în viața asta, numai de cel de sus. De Dumnezeu. Am să văd, nu am să văd vocea ea Matale de dimineață de a vă prezenta ca Liliana Palihovici. Și încă și noi să vedem mai departe ce o să fie. Și nu trebuie, și nu trebuie să mă ameninți, Matale, cine, cum o să... Am o șansă verific și cu specialistii în Parlament Viorelia. Bine, eu acum am să verific cine este Viorelia, specialist în Parlament. Nu, dar cineva v-a spus de post, de deranj. Eu verific pe liniile mele. Bun, am să verific amuși în Parlament dacă este așa specialist Viorelia. Bine, nu cu făcut. Și nimeni nu ți-a dus nică. Prezentarea din numele altui funcționar cu demnitate publică, dumneavoastră știți cum se califică și nu trebuie să Matale mai să-mi spui alte lucruri decât cele care trebuie să fie. Eu v-am spus încă o dată, eu îți vorbesc cu fiica și fiica îți vorbesc cu Hăniuc. Pentru deja vă privește cum vorbiți și decideți. Eu deja n-am și eu documentările mele și am și spune, ok? Și luați dumneavoastră, da. Vă dați seama la vorbe, bine? Dumneavoastră vă dați seama ce faceți, bine? Eu nu fac nimic, am primul rând și păi de dimineață v-ați prezentat de la telefonul respectiv că Liliana Palihovici și punctum, doamnă. Și acuși o să vedem și specialist acolo să prezint că Liliana Palihovici. Asta e mesajul principal.
Tai ką mūsų sūnė apie Mako šaltėmį, o įsidės iš pats? Nu, Mako deja apie savo sūnų atsipelčinimą. Kūčiai Mako tu laimė minintą, jos atsuvidės. Kūčiai laimė minintą, domnė.